Deși plasează organizația pe locul al doilea în județ, rezultatele PDL Dâmbovița la alegerile europarlamentare sunt departe de cele așteptate sau dorite, așa că se impune o analiză serioasă și, evident, măsuri categorice, mai ales că rezultatele proaste au fost consemnate și în localități cu primar și viceprimar PDL. Nu am făcut până acum analize amănunțite asupra condițiilor în care au fost obținute aceste rezultate, dar este de neconceput ca în localitățile unde avem viceprimari, pentru că primarilor până la urmă nu avem ce să le facem și au obținut rezultate proaste, aceștia să nu devină șomeri. Sunt localități în care scorul partidului este mult sub media obținută pe județ. Aș da vreo două exemple de râsul lumii, adică Butimanu 508, Gura Foii 407. Viceprimarii localităților care au obținut procente modeste vor plăti cu funcția. Soarta acestora urmând să fie împărtășită și de consilierii locali de aici. Mai avem localități care, unde avem viceprimari și unde s-a obținut sub media partidului și sigur că atunci când vom face analiza generală, probabil că săptămâna viitoare, vom lua și măsurile atât pentru viceprimar cât și pentru consilier. Știți că în urmă cu o lună am dat afară vreo 13 consilieri, o să mai dăm și alții că n-are rost să-i ținem acolo din moment ce nu muncesc pentru noi și nu sunt cu noi. Mi se pare normal. De sancțiuni vor avea parte doar viceprimarii și consilierii locali, primarii PDL care au venit cu tolba goală de voturi pentru partid, neputând fi taxați de către acesta. Ei, din păcate, nu riscă pentru că nu avem noi cu cei să-i felicităm, nu putem să-i dăm afară din primărie. Că degeaba îl dai afară așa dacă nu suferă material. Până la urmă, românul de asta ține cont, de suferința materială. Știm clar că viceprimarii vom da afară, că sunt la mâna noastră. Aia care n-au obținut rezultate și care au fost în combinație cu primarii, bineînțeles, că foarte nu sunt localități unde nu avem decât tandem.